Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Ferenț Emeca și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Noastră și mulțumesc că sunteți alături de Televiziunea Târgu Mureș și în această seară la o discuție despre sănătatea noastră. Subiectul din această seară este bolile de sezon. Din cauza temperaturilor scăzute, iarna este cunoscută cel mai puternic inamic al sănătății. Umezeala, fluctuațiile de temperatură, presiunea atmosferică în schimbare sunt factori care agravează anumite afecțiuni în sezonul rece. Copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt cei mai afectați de perioada sezonului rece. În această perioadă apar infecțiile respiratorii, iar pacienții cu afecțiuni cronice încep să resimtă tot mai acut anumite simptome supărătoare. Trebuie acordată o atenție deosebită simptomelor apărute la copii, deoarece infecțiile respiratorii acute, nediagnosticate la timp, pot duce la complicații din cele mai grave. Lipsa luminii solare și scurtarea zilelor pe timpul iernii sunt considerate cauze de apariție a depresiei sezoniere. Medicul de familie este medicul de prim contact și este alături de pacientul său în toate aspectele vieții acestuia. Invitata mea din această seară este doamna dr. Elen Crăciun, medic primar, medicină de familie. Doamna doctor, bună seara! Bine ați revenit la Televiziunea Târgu Mureș, la Sănătatea Noastră și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să veniți în această seară la această emisiune. Cu mare plăcere oricând. Mulțumesc pentru invitația. Doamna doctor, scăderea temperaturii are un impact asupra individului de a rezista la virus, dar până la urmă este un rol marginal. Care este factorul cel mai important în această perioadă, care poate să ducă la anumite îmbolnăviri și anume la anumite boli de sezon? Bolile de sezon sunt mai frecvente cele virale, infecțiile virale. Aceste virusuri pătrund în organismul nostru prin diverse căi. De aceea este bine să prevenim odată contactul cu persoanele infectate, să ne protejăm de contactul cu persoane care strănută spre noi, să încercăm să folosim frecvent spălatul mâinilor, pentru că aceasta este o primă metodă de a preveni infecțiile și transmiterea acestora, să izolăm persoanele bolnave din familie, să încercăm să creăm un microclimat în care să izolăm într-o cameră, de exemplu, pentru a nu răspândi infecția către ceilalți membri ai familiei, asta legat de transmiterea de la persoanele infectate. Și ca să prevenim îmbolnăvirea organismului, trebuie să stimulăm imunitatea organismului prin diverse metode. Prima și cea mai importantă este așa zisa acălirea organismului, deci metodele naturale de stimulare a apărării organismului. Este bine să avem o alimentație corespunzătoare, bogată în vitamine, să se consume fructe, să se consume suficiente lichide în perioada aceasta, să nu ne expunem corpul la temperaturi foarte scăzute, îmbrăcați neadecvat, să facem băi de aer, deci plimbări, chiar dacă este temperatura scăzută, dar să evităm perioadele, mai ales în ceea ce privește expunerea copiilor sau a vârstnicilor, sunt grupele de risc pentru expuse la aceste infecții și sunt predispuse la a contacta mai ușor astfel de infecții, să fim îmbrăcați corespunzător. Nici prea gros, pentru a nu transpira și apoi a ne expune frigului, nici prea subțire, pentru a nu ne expune direct temperaturilor scăzute. Sportul ajută foarte mult, atât cei mici, e bine să facă sport, cât și cei mari, să-și găsească timp pentru exercițiul fizic, pentru că și acesta este un mod de a crește imunitatea și de a conferi și o stare de bine. Și pe lângă creșterea imunității sunt și alte efecte generale la nivel cardiovascular, se îmbunătățește funcția respiratorie, circulația, deci sunt mai multe efecte beneficiare ale sportului, pe lângă prevenția strictă a infecțiilor respiratorii. Cum putem să-i ferim pe cei mici de bolile sezonului despre care vom discuta în această seară? Aceleași metode le putem aplica, evident, adaptate pentru vârsta mică.
Cei mici, mă refer aici la sugare, la aceștia este foarte bine în prima perioadă a vieții lor, în primele luni să fie alăptați. Asta este o metodă nemaipomenită de de creșterea capacității organismului împotriva infecțiilor, pentru că toți bebelușii care sunt alăptați primesc anticorpi de la mămica prin laptele matern și atunci sunt protejați împotriva bolilor pe care le-a avut și mama, deci mă refer aici strict la infecții respiratorii, dar și la alte afecțiuni infectocontagioase la care se transmite protecție față de această infecție. După aceea, evitarea contactului cu persoanele bolnave, după cum am precizat anterior, este foarte important să expunem gradat într-o colectivitate un bebeluș atât de mic, de aceea în primele luni este bine să se evite vizitele, mai ales cele făcute de persoane care sunt infectate, sunt, răcite sau au fenomene de rinite, bronșite, alte genuri de infecții. Și o altă metodă, atât la copii mici cât și la cei mai mari, este vaccinarea. Această vaccinare este o metodă de stimulare a imunității specific pentru bolile împotriva cărora se face vaccinul, dar este stimulată și imunitatea nespecifică. Se stimulează capacitatea generală de apărare a organismului prin vaccinuri. De aceea este foarte importantă. Iar strict referitor la bolile din sezonul rece, este vaccinarea antigripală, care este indicată și la copii. În prima etapă se administrează o doză și ulterior doza a doua, pentru a fi o vaccinare completă în cazul copiilor. La adulți este suficientă o doză. Evident, doza de la copii este corespunzătoare greutății lor, de obicei se administrează jumătate din doza de la adult. Dar e necesar un rapel, e necesară a doua administrare. La adulți este foarte importantă vaccinarea antigripală, în fiecare an se face, deoarece virusul gripal își modifică anumite caracteristici, atunci este necesar în fiecare an să efectuăm un vaccin antigripal. Este în primul rând indicat, dacă este posibil, evident, la populația generală, dar la persoanele cu risc. Și aici mă refer la pacienții care au afecțiuni cronice, boli cardiace, respiratorii, pacienții care au o anumită vârstă, depășesc 65 de ani și au un anumit risc de a contacta infecția cu virus gripal. Când trebuie să apeleze la medic? În momentul în care dorește un sfat sau dacă au apărut primele semne clinice în această perioadă când apar foarte multe boli de sezon? Semnele clinice pot fi de la cele mai simple, o ușoară rinoree, deci practic pacientului curge nasul, are o secreție nazală transparentă ușoară, guturaiul, după cum îl știe toată lumea, sau coriza. Pot apărea ușoare simptome neplăcute, o durere în gât, disfagia, poate apărea febra sau doar subfebrilitatea. Dacă avem o temperatură sub 38 de grade, nu este recomandat să se administreze antitermice. Doar dacă temperatura corpului trece de 38 de grade, o temperatură măsurată, de exemplu, axilar sau pe frunte, dacă e temperatură centrală, toată lumea știe, trebuie să scădem aproximativ jumătate de grade. Deci dacă măsurăm temperatura centrală, știu, intrarectal, de exemplu, sau intraauricular, trebuie să depășim 38,5 grade ca să administrăm un tratament antitermic. Așa este recomandabil, pentru că și creșterea temperaturii e practic efectul luptei organismului împotriva bolii și trebuie să lăsăm și organismul să-și facă treaba. Și să-și facă treaba, da. În cazul în care apare febra la copii, și mă refer la febră mai mare de 38, așa cum ați spus, care este pericolul cel mai mare? Este deshidratarea, de care se tem de foarte multe ori medicii, și de medicii de familie, de exemplu, când recomandă părinților ce să facă cu copilul acasă, dacă febra și temperatura crește.
Da, deshidratarea, după cum bine ați menționat, este unul din riscurile care pot apărea în cazul unei febre mai ridicate. Există de asemenea riscul convulsiilor febrile, când temperatura depășește 39,5 și ne îndreptăm spre hiperpirexie, spre 40. Deci, prin toate măsurile și medicamentoase, temperatura camerei trebuie să fie scăzute, punem comprese pe extremități, atunci trebuie să acționăm un pic mai direct și mai rapid pentru a scădea temperatura corpului, pentru că o temperatură ridicată poate crea efecte și pe termen lung. Aici mă refer la eventualele și posibile convulsii febrile la temperatură ridicată la copii. Care sunt asemănările între răceală și gripă, respectiv care este diferența între cele două afecțiuni? Răceala și gripa sunt entități clinice relativ bine definite, dar necesită uneori consult medical, uneori chiar teste pentru a fi diferențiate, pentru că anumite elemente sunt comune, iar altele sunt diferite în funcție de momentul în care examinăm pacientul. În primul rând, din punct de vedere etiologic, deci al cauzei, ambele sunt infecții gripale. Acum, răceala, ca titlu comun, este dată de o multitudine, de peste 300 de virusuri pot determina, așa zisa, răceală, infecțiile acestea de căi respiratorii. Pe când gripa are o paletă mai restrânsă, dar și aici sunt mai multe tipuri de virusuri gripale. Oricum, cauza este un virus. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că este foarte important la tratament. În infecțiile virale nu se administrează antibiotic. Asta să fie foarte clar. Da. Deci e bine să apelăm la antibiotic în urma consultului medical și a unor eventuale teste. Așa, revin acum la simptomatologie. Din punct de vedere al debutului, infecțiile simple respiratorii, răceala, pot debuta insidios. Deci treptat, ne îmbolnăvim, simțim un pic de oboseală, ne curge nasul, poate ne doare un pic capul, ne simțim mai obosiți și apoi putem avea ușoară disfagie, ne doare gâtul, putem tuși un pic și treptat simptomele sunt puțin mai extinse. Dar, de obicei, la pacienții care au o stare de sănătate în general bună, evoluția este de 4, 5 până la 7, 8 zile în funcție de organismul fiecăruia și se tratează simptomatic. Deci dacă ne curge nasul, suflăm bine nasul, eventual dacă este obstrucție nazală, nasul înfundat, se administrează picături, dar și acestea numai în anumite momente și în anumite doze. Dacă este o tuse productivă, se dă un expectorant, dacă e o tuse seacă, se dă un antitusiv, se dau dezinfectante orale care calmează jena din gât. Deci tratăm simptomatic, plus măsurile generale pe care trebuie să le luăm. Repausul este foarte important pentru a lăsa organismul să-și revină, hidratarea de asemenea, aportul de vitamine, eventual un supliment de vitamine și medicația simptomatică. În funcție de starea pacientului și de situație, este necesar sau nu consultul și în funcție și de vârstă și de comorbidități, adică ce boli mai are fiecare persoană în parte. Apoi, gripa ne poate păcăli uneori, poate ca la carte ar fi un debut brusc cu febră înaltă, cu stare generală proastă, cu tuse seacă, cu junctoracii, cu dureri musculare puternice și pacientul stă la pat. Dar ca în medicină nu e totul ca la carte, numai în matematică avem reguli foarte stricte și aici debutul poate fi în anumite cazuri insidios și la debut putem avea simptome asemănătoare cu cele dintr-o răceală simplă, ca apoi starea generală să devină mult mai proastă și să fie necesar un tratament puțin mai agresiv. Inclusiv se pot da tratamente antivirale în cazurile confirmate de gripă. Dar nu antibiotic. Dacă cineva este vaccinat împotriva unuia sau mai multor tulpini, de exemplu, de virus, poate totuși să facă gripă?
dacă pot, dacă sunt vaccinați. Da, pentru anumite tulpini. Pentru anumite boli. Deci, pentru anumite tulpini. Da, pentru că este o rețetă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății în fiecare an pentru vaccinul antigripal. Acesta cuprinde 2-3 tulpini în funcție de anul în care se produce vaccinul. Pe plan global, există un control al acestor infecții. Este un centru european de control al infecțiilor, de control și prevenție a bolilor și în special a bolilor infectocontagioase. Este și un site pe care ne putem informa tot timpul, ECDC, spun literele în limba română, iar titlul este din prescurtările din limba engleză, dar e mai ușor dacă dorește cineva să verifice, de aceea am menționat titulatura. Și se supraveghează permanent infecțiile cu virus gripal, inclusiv cu virusul gripal. Există și în Statele Unite și există și la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății o urmărire a infecțiilor globale gripale și nu numai. Și atunci, pentru că circulația pe globul pământesc este atât de dezvoltată, virusul care într-o zonă există poate să ajungă în aceea zi pe alt continent. Și dacă vaccinul pe plan global are o anumită formulă, ne apără în general și ne crește imunitatea, dar există posibilitatea să faci totuși infecția cu virusul mai rar întâlnit. Sunt astfel de cazuri. Dar este mai puțin probabil, dacă te-ai vaccinat, să faci infecția. Strănutul poate să fie și de origine alergică? Da, strănutul poate să fie și de origine alergică. Există rinita alergică, pe lângă secreția nazală, transparentă a poasă și pruritul nazal, mâncărimea intranazală. Există și strănutul ca simptom al rinitei alergice și sunt pacienți care în perioada rece au accentuată rinorea, secreția nazală, datorită faptului că au un teren alergic. Există și o rinită vasomotorie care poate apărea în acest sezon și nu are caracter alergic. De obicei, alergiile sunt mai mult sezoniere, dar pacienții cu teren alergic suferă și în sezonul suferă rece, mai mult. Da, chiar dacă alergenii sunt diminuați. Da. Temperatura fluctuantă și umezeala, cât de mult influențează sănătatea noastră? Dacă facem expunere gradată la temperaturi scăzute și la fluctuații de temperatură, organismul se poate obișnui cu astfel de fluctuații. Aici intervine acea călire a organismului de care v-am spus și care trebuie să facă gradat și sistematic. Acestea sunt principiile călirii organismului. Dar dacă nu suntem antrenați, să spun așa, să fim expuși și ne expunem brusc temperaturilor scăzute, ne scade un pic imunitatea și atunci este deschisă poarta către anumite infecții. Presiunea atmosferică în schimbare poate să influențeze într-o oarecare măsură bolile de sezon? Aici nu a spune neapărat, nu e ceva specific pentru infecțiile de sezon, dar sunt pacienți meteosensibili și în funcție de modificările presiunii atmosferice pot fi afectați, dar nu neapărat de infecțiile respiratorii. Zilele reci sunt responsabile și pentru schimbările care eventual se pot produce la nivelul sistemului digestiv? Aici nu aș putea să spun exact, dar sunt anumite infecții care au tropism digestiv, dacă la acestea vă referiți, da, nu la altă patologie. Am avut chiar cazuri. Sunt mai afectați din ce am întâlnit eu la cabinet, pentru că despre asta pot să vorbesc, mai mult copii, dar am avut și familii întregi afectate de un fenomen dispeptic, boală diareică acută sau gastroenterită, deci nu neapărat cu diaree, mai mult vărsături, rinoree, disfagie, deci un tablou clinic așa mixt între răceală și boală diareică acută, gastroenterită. Era interesant că în aceeași familie erau exact aceleași simptome. Am avut chiar mama, tata și 3 copii, toți afectați de această infecție cel mai posibil virală. Și au fost mai multe cazuri. Deci sunt și viroze în sezonul rece cu tropism digestiv și
Chiar dacă acestea sunt mai frecvente în sezonul cald, apar totuși în sezonul rece. Chiar calea transmiterei e aceeași prin aceste picături. Și semnele astmului, de exemplu, se pot exacerba în această perioadă? Da, temperatura rece în sine poate să declanșeze criza de ast bronșic. De aceea e bine să evite pacienții cu probleme de genul acesta, expunerea bruscă la temperaturi scăzute, deci numai dacă nu au încotro trebuie să iasă chiar de dimineață, plus că sunt mai receptivi. Imunitatea locală la nivelul căilor respiratorii datorită bolii este un pic scăzută față de restul populației și atunci sunt mai expuși față de aceste infecții. Doamna doctor, ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția. Reptile like a ring round my finger. Late nights and laughs, and I feel it can never get better. We are the ones who inspire the fire within us. For everything we are, together we feel the heat. Pentru tot ceea ce noi suntem. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr. Din 1996, Brutăria Eldi vă oferă produsele de panificație și patiserie cele mai gustoase și naturale. Eldi a crescut, s-a dezvoltat, iar pentru asta noi vă mulțumim. Brutăria Eldi. Emisiunea Sănătatea Noastră, continuăm discuția noastră din această seară despre bolile de sezon și vă reamintesc că invitata mea din această seară este doamna dr. Elen Crăciun, medic primar, medicină de familie. Doamna doctor, în prima parte a emisiunii ne-ați spus despre vaccinul antigripal. Când trebuie să se vaccineze persoanele care doresc, respectiv persoanele cu risc, cu acest vaccin antigripal? Vaccinarea antigripală este sezonieră. Începe în luna octombrie și se poate face până în luna iunie, dar ideal este să facem la începutul sezonului. Nici acum nu este prea târziu să facem, pentru că iarna de-abia a început. Imunitatea se instalează în 2-3 săptămâni. Deci e bine ca cei care nu s-au vaccinat să o facă acum, cât mai repede, pentru că este recomandabil. Deocamdată nu avem cazuri foarte multe de gripă, ceea ce e un lucru bun, iar cu cât se vaccinează mai multe persoane, cu atât riscul de a se răspândi infecția cu virusul gripal este mai mică. Vă aduceți aminte de perioada în care era vorba despre vaccinarea împotriva gripei și împotriva virusului H1N1 și atunci interesul public și mediatic era foarte mare. Acum, când vorbim despre gripa sezonieră, mai puțin se vaccinează sau cel puțin se vorbește foarte puțin despre această vaccinare. Poate că nu știu dacă atunci a fost un interes puțin, foarte mare. Da, de discutat într-adevăr. Din păcate se discută mai puțin, ceea ce nu e un punct bun, dar încercăm noi să reamintim pacienților noștri cât de importantă este vaccinarea antigripală.
Noi la cabinetele medicilor de familie deja am început de aproape o lună vaccinarea antigripală. Și cine ar trebui să se vaccineze? În primul rând, persoanele cu risc. Aici sunt pacienții vârstnici, sunt pacienții cu boli cronice, indiferent de vârstă, cei care au astm bronșic, bronșită cronice, boli obstructive, respiratorii, bronșită cronică obstructivă, pacienții cu probleme cardiace, pacienții diabetici, pacienții cu afecțiuni cronice hepatice, deci, în general, pacienții cu afecțiuni cronice. Există și afecțiuni cronice la care vaccinarea este contraindicată. Cine nu ar trebui să se vaccineze? În general, pacienții care au afecțiuni autoimune sau fac anumite tratamente imunosupresive. Aici este indicată numai în cazuri specifice vaccinarea, dar ca mod general este contraindicată. Dar acestea sunt categorii reduse de pacienți și noi vorbim acum în general de marea masă. Deci acestea sunt cazuri stricte și se discută. Oricum, vaccinarea se face după consult medical. Nu se face vaccinul în afara cabinetului medical. De fiecare dată, pacienții sunt consultați și apoi vaccinați. Deci asta este metoda. Și cât de eficient este vaccinul antigripal? Vaccinul conferă o protecție destul de mare. Niciun vaccin nu conferă protecție 100% împotriva bolii, din păcate. Nu s-a inventat încă acest tip de vaccin, dar protecția este foarte mare, apreciată cam peste 90% față de infecția cu virus gripal și, cum am menționat anterior, stimulează și imunitatea generală. Deci un pacient care este vaccinat antigripal riscă mai puțin să facă o infecție de căi respiratorii în sezonul rece. Sau, dacă face, va face un număr mai redus de infecții, pentru că e bine de știut, într-un sezon rece, un pacient poate să facă de la una până la 6, 8, 10 infecții, infecții virale de căi respiratorii. Și atunci, prin vaccinare, stimulându-se imunitatea, odată scapă de gripă și reduce și frecvența infecțiilor de căi respiratorii virale. Gripa sezonieră poate să fie foarte severă, poate să ducă la complicații, mai ales dacă vorbim de pacienți cu anumite comorbidități. Da, din păcate, gripa poate să dea complicații, pot apărea stări septice, poate apărea pneumonia, poate fi necesară internarea în spital, pot fi cazuri destul de grave și problema e că odată început această infecție, tabloul clinic al infecției gripale, există decompensări ale afecțiunilor cronice și se produc dezechilibre. Și atunci nu e numai vorba de infecția cu virus gripal propriu-zisă, cât de acel dezechilibru al organismului și apar fenomene de insuficiență la nivelul diverselor organe, cardiac, respirator, renal, deci pot apărea tot felul de complicații. Cât de importantă este izolarea pacienților cu aceste afecțiuni, mai ales cei care au contactat deja virusul gripal? Este foarte importantă pentru că transmiterea se face destul de simplu, de la om la om, și căile de transmitere sunt picăturile pe care le elimină pacientul, știu eu, prin secreții nazale, prin tuse, expectorație. Se pot transmite secrețiile de la nas, pe mână, pe anumite obiecte, care, dacă nu sunt dezinfectate imediat, sunt o modalitate de a transmite infecția către altă persoană, care de asemenea pune mâna pe obiect, după aceea pune pe nas sau pe gură și s-a făcut deja. Da, transmiterea infecției, deci nu numai contactul direct, ci și prin intermediul obiectelor contaminate. Perioada de incubație este de una până la 2-3 zile și pacientul chiar în perioada aceea asimptomatică sau un prodrom, când are puține simptome, este deja contagios. Și poate transmite boala. Și de aceea e bine ca de la primele semne de viroză, indiferent dacă știm de care e, știu, o viroză ușoară sau puțin mai grea, infecția cu virus gripal, e bine să fie izolat pacientul. Ce ne spuneți despre reacțiile adverse atât de temute de către anumite persoane? În cazul vaccinărilor, da. Da. E bine să înțelegem un lucru. Vaccinul face parte dintr-o categoria medicației.
Orice medicament, cât de simplu, are anumite indicații, contraindicații și posibile efecte secundare. Posibile, dar nu obligatorii. Deci nu există doză de medicament pe care să o administrăm fără să ne asumăm anumite riscuri. Și vaccinul face parte din această categorie. Deci există posibilitatea unor efecte secundare, a unor reacții post-vaccinale. Dar acestea sunt foarte rare. Cea mai frecventă, din câte am întâlnit și din literatură, este febra care apare după vaccinare în anumite cazuri și se tratează simptomatic și fără să fie efecte neplăcute pe termen lung, sau o reacție locală la locul vaccinării, o induratie, o întărire a zonei unde s-a făcut injecția cu doza de vaccin și o înroșire locală. Deci aceste două reacții, cea locală și cea generală, febra, sunt cele mai frecvente, dar nu sunt obligatorii. Evident că în cazul anumitor situații pot apărea, dar acestea și efecte mai neplăcute sunt citate în literatură, dar sunt extraordinar de rare. Deci putem găsi un caz la câteva milioane de doze de vaccinuri administrate, uneori la 10 de milioane. Populația globală este totuși într-un fel forțată să-și asume riscul unor potențiale efecte secundare probabile, pe lângă efectele sigure cauzate de boală, de îmbolnăvire. Deci aici trebuie să punem în balanță tot timpul, ca la orice tratament, beneficiul pe care le pacientul și riscul pe care și-l asumă când face boala fără tratament. Și aici trebuie să se gândească foarte bine cei care ezită în a-și vaccina, mai ales copiii, că aici este problema. Adulții care fac chiar solicită vaccinarea antigripală, deci aici avem cereri permanente, adulții se vaccinează. Aici nu avem probleme. Cu copiii este o mică problemă, la nivel global, nu numai la noi, în Târgu Mureș sau în România, din păcate, este un trend pe care noi avem obligația și morală și ca profesioniști în domeniul acesta al sănătății să o combatem, această tendință, pentru că vaccinarea are dovezi. De ani, de zile, de zeci de ani se fac vaccinuri și din acest motiv au diminuat ca incidență anumite boli. Nu au dispărut de pe glob, cum greșit se crede. Aceste boli există, dar dacă scade pragul de vaccinare sub 95% din populație, atunci boala apare. Deci riscul să apară boala este foarte mare. Este. Din păcate, au apărut deja. Deci, avem cazuri de poliomielită, sunt focare. Ceea ce este foarte trist. Poliomielita este o boală groaznică, lasă sechele pe toată viața. Nici nu aș vrea să vadă o mămică o poză cu un copil cu poliomielită, dar dacă au această curiozitate, când refuză vaccinarea, întâi să se documenteze despre boală și să-și asume riscul bolii, să se gândească bine. După aceea, legat de lipsa acoperirii vaccinale ideale, au apărut cazuri de rujeolă, din păcate, în România. Știți, este acum considerată stare de epidemie de rujeolă în România. Târgu Mureș și județul Mureș, da. Din păcate, suntem în topul cu multe județele cazuri. Județele care au foarte multe cazuri. Da. Chiar m-am uitat acum, sunt vreo 200 și ceva de cazuri în ultima perioadă, că se fac statistici periodice. Și aici aceste cazuri au apărut tot din cauza lipsei de cunoaștere. Părinții cred că își protejează astfel copiii, dar sfatul meu e să discute cu medicii în care au încredere și să se documenteze, dar din surse corect. De încredere. Eu mereu le spun când mă întreabă, haideți să discutăm, dacă au vreo ezitare, citiți, discutăm, întrebați. Și mai e un lucru, îi întreb așa direct, aveți încredere în mine? Da, dacă atunci când vă tratez pentru alte boli, aveți încredere, nu? Mi se pare normal să aveți încredere și când recomand vaccinarea. Și acesta este un atu și al comunicării și relației bune cu pacienții pe care îi ai, să încerci să discuți, să le înlături temerile, pentru că, de fapt, părinții nu doresc decât ce e mai bine pentru copiii lor și aici trebuie să înțelegem. Deci e bine să eliminăm orice dubiu și atunci poate
va fi bine. Acum, în general, procentul este destul de bun, dar nu este ideal. Ați amintit de poliomielită, dar mai există și difteria, și pertussis, și tetanusul, care sunt boli foarte grave și este bine ca copiii să fie vaccinați și să nu refuze aceste vaccinări. Asta este sfatul medicului de familie. Evident, evident. Deci vaccinurile acestea obligatorii au testul timpului. Absolut. Și este foarte important să știe că sunt rarisime efectele secundare post-vaccinale. Nu le contestă nimeni existența. Dar și la alte medicamente există efecte secundare și totuși acestea se prescriu. Sunt foarte multe controverse privitoare la automedicație. Ce părere aveți despre acest subiect? Sunt puține medicamente care sunt permise ca automedicație. Aici mă refer strict la tratamentele simptomatice, cum ar fi în infecțiile ușoare de sezon. Aici putem să dăm tablete pentru tuse, tablete pentru febră, pentru durere, ca primă intenție. Dar e bine să nu exagerăm cu automedicația simptomatică. E bine numai în anumite cazuri, când chiar ne simțim foarte rău și nu avem timp să mergem în orele următoare la medic, eventual se poate contacta telefonic medicul sau asistenta pentru un sfat. Se procedează așa, foarte mulți colegi de-ai mei țin legătura, acum poți să ții legătura telefonic, prin WhatsApp, prin Facebook, prin ce vrei, prin mail și așa, și poți să orientezi pacientul. Evident, nu este înlocuit consultul medical. Deci nu poate suplini asistența medicală. Dar pentru o primă, pentru măsurile de prim ajutor, să zicem așa, la domiciliu, se poate interveni de la distanță cu sfaturi și te poți orienta și tu ca medic cam care e situația și poți să îl sfătuiești să vină cât mai urgent la medic, pentru că având experiență pe baza anumitor simptome și anamnezei telefonice poți să îți dai seama că este o situație mai severă sau o formă ușoară de boală și atunci poate fi temporizată. În general, în cazul copiilor, recomand consultul în ziua respectivă sau a doua zi cel târziu. Pentru că aici ei sunt mai sensibili, iar evoluția poate fi uneori destul de rapidă. De la o stare generală bună, starea să se agraveze și să necesite tratament mai rapid. Plus că dacă a fost văzut de medic un copil și pacienții sunt mai liniștiți știind diagnosticul, nu se panichează. Absolut. Deci, în primul rând, e vorba de diagnostic. Boala să evolueze. Da. Și e foarte important să fie văzut în primele ore sau măcar în prima zi copilul, mai ales dacă este sub un an, pentru că la aceștia micuți se agravează destul de repede starea dacă e vorba de o afectare mai serioasă. De cele mai multe ori, evident, evoluția este ușoară în cazul virozelor, trebuie numai răbdare, pentru că starea generală a unui copil e un pic influențată, plânge mai mult, că nu poate să respire bine, care nasul înfundat, nu mai mănâncă așa cum trebuie și atunci greutatea poate să stagneze și părinții pot deveni îngrijorați. Dar de aceea, consultul elimină anumite temeri și se face apoi un control pentru a fi confirmarea vindecării, dacă este necesar. Deci înseamnă că automedicația nu trebuie condamnată în totalitate, în anumite situații chiar este binevenită. Sunt total împotriva automedicației în cazul antibioticelor. Da. Da, din păcate există încă acces la antibiotice în anumite cazuri excepționale și acestea, automedicația reprezintă un pericol pe plan mondial. Este chiar acum considerat o urgență pe plan mondial, la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății și a fost chiar, dacă țin eu bine minte, în 21 septembrie anul acesta, la nivelul Organizației Națiunilor Unite, o întâlnire la nivel înalt pe tema rezistenței la antibiotice a agenților microbieni. Numai patru teme au fost la nivel de ONU abordate și rezistența antimicrobiană este una din acestea. Rezistența bacteriilor împotriva antibioticelor.
virusul HIV a fost o urgență, Ebola și Zika și rezistența la antibiotice. Da, deci e foarte important. Ceea ce înseamnă că dacă la un moment dat pacientul va avea nevoie de un tratament cu antibiotic, s-ar putea să nu, să nu-și facă efectul. Acționeze da, asupra da, da. Organismului. Da, da. Da. De aceea este antibioticele trebuie prescrise numai de medic, pentru că administrarea întâmplătoare este o modalitate de a crește rezistența bacteriilor față de antibiotice. Și atunci noi nu mai avem arme de luptă în cazul infecțiilor bacteriene. Noi, mă refer, medicii din toată lumea. Și mai este și o altă problemă, să respecte și doza care trebuie administrată, respectiv durata tratamentului. Exact, exact. Dacă nu respectăm aceste indicații, iar acesta este un risc de a crește rezistența bacteriilor față de antibiotice. Chiar deja în literatura de specialitate sunt denumite superbacterii, superbugs. Acestea sunt infecțiile de care se tem toți medicii, cu bacterii care nu mai reacționează la tratamentul antibiotic uzual și nici măcar la cele antibiotice de generații mai noi. Din păcate, există astfel de cazuri și sunt cazuri cu infecții foarte severe și uneori duc la decesul pacienților. În Europa, pe an, cam 25.000 de oameni mor din cauza rezistenței la antibiotice. Deci rezistenței bacteriilor la antibiotice. Fac infecții cu astfel de germeni și nu mai pot fi vindecați. Deci nu e un lucru care ne jucăm, antibioterapia. Trebuie să fie foarte bine documentată etiologia infecției, dacă se poate să existe analize efectuate, iar sau tabloul clinic, cum lucrăm în ambulator și uneori nu avem posibilitatea unor teste sau investigații paraclinice foarte rapide, tabloul clinic să fie foarte sugestiv pentru infecții bacteriene ca să prescriem. Și mai bine chem un pacient mai des la control pentru a vedea dacă e într-adevăr o infecție bacteriană decât să prescrii din primul moment dacă nu ai certitudinea. Deci aici depinde și de medici și de pacienți să acționeze astfel încât să nu se răspândească această plagă cu rezistența împotriva antibioticelor. Mai am o ultimă idee înainte de pauza de publicitate. Iar în cazul vârstnicilor, de exemplu, interacțiunile medicamentoase datorită tratamentului pentru alte comorbidități este extrem de periculoasă. Da, aveți dreptate, aveți dreptate. E și acesta un risc pe care și-l asumă cineva dacă se automedichează, mai ales cu antibiotice, pentru că sunt interferențe între diferitele tipuri de tratamente. Ne oprim pentru ultima pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția. Magazinul de mobilă Modena este acum și în Târgu Mureș. Haide și alege din gama noastră produse precum biblioteci, bucătării, produse tapizate, dormitoare, mic mobilier. Producem și mobile la comandă. Te așteptăm în magazinul nostru din Târgu Mureș, strada depozitelor numărul 45, ca să îți alegi produsul preferat. Vraja mobilei Modena. Cel mai așteptat concert de Crăciun revine în data de 20 decembrie 2016 la Târgu Mureș, în Sala Mare a Palatului Culturii. Renumita orchestră Johann Strauss Ensemble din Viena va concerta în Târgu Mureș pentru a treia oară în organizarea agenției de publicitate Allcris SRL. Fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Lanțuri standardizate și speciale, lubrifianți, uleiuri minerale, semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, întreținerea utilajelor agricole. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.întreținere-agricolă.ro.
Firma noastră Dr. Will vă oferă o gamă completă de produse și servicii care satisfac nevoile autoturismului dumneavoastră. Suntem o echipă de specialiști care este gata să vă ajute în alegerea și montarea produsului ales. Dr. Will, soluția ta este la noi. Te rănește? Suferi? Nu ești singur. Protecția copilului te poate ajuta. Sună oricând gratuit la 0800 800 883. Am revenit la ultima parte a discuției noastre. Doamna doctor, aș vrea să vă întreb despre rolul farmacistului. Cum vedeți farmacistul în această problemă de boli de sezon? Rolul farmacistului este foarte important și este un sprijin de nădejde pentru medici, ca să spun așa. De foarte multe ori mi-au venit pacienți a doua, a treia zi sau la câteva zile de la debutul bolii și aveau deja tratament simptomatic luat din farmacie cu indicații competente, pertinente și, în general, adaptat fiecărui pacient în parte. Deci, eu sunt încântată de colaborarea cu farmaceștii din Târgu Mureș și ne ajută foarte mult. În plus, îi trimit la medic pentru consultație dacă observă că este o problemă mai serioasă, pentru că deja au ochiul format, intră și ei în contact foarte frecvent cu pacienții. Practic, vin pacienți din mai multe locuri la o farmacie, au uneori aceiași clienți, farmacistele și cunosc, le cunosc bolile și pentru un prim contact și o primă administrare de tratament simptomatic e foarte important și benefic sfatul farmacistului. Despre celelalte boli de sezon, câteva cuvinte să ne spuneți. Care sunt cele mai frecvente boli de sezon pe care le întâlniți în această perioadă? Pot apărea complicații ale infecțiilor ușoare și aici mă refer la sinusite, bronșite, pneumonii. Acestea se tratează complex. Fiecare pacient este tratat individual, că tratăm pacientul, nu boală. Există anumite criterii de tratament, evident. Și uneori este necesară internarea în cazul complicațiilor. Sunt destul de frecvente pneumoniile în sezonul rece și acutizările bronșitelor cronice. Pacienții cu astm bronșic fac frecvent bronșite, uneori pneumonii. Deci asta legat de probleme respiratorii. Pot apărea și probleme cardiace în sezonul rece. Este știut fenomenul de angină pectorală a frigore. Apare la expunerea la temperaturi foarte scăzute, angina pectorală și pot apărea probleme la pacienții cardiaci. De aceea, aceștia e bine să evite efortul fizic sau expunerea la temperaturi foarte scăzute matinale. Recomand mereu și chiar programările le fac pacienților cu astfel de probleme să vină mai târziu la cabinet. Nu fac niciodată programe la prima oră la un pacient cu astfel de probleme pentru a evita expunerea la frig cât este posibil din partea noastră și îi sfătuim să nu fie foarte harnici de dimineață și să iasă mai târziu din casă. Iar referitor la tulburările afective sezoniere, mă refer în primul rând la depresii. Din păcate, absența soarelui, cum a spus și noastră la începutul emisiunii, poate determina accentuarea fenomenelor depresive. Dar recomand tuturor pacienților ca în sezonul rece să se gândească la ceva plăcut, la sărbători, la Crăciun, la întâlnirea cu familia și atunci găsim mereu, în orice anotimp, niște lucruri bune la care să ne gândim, pentru că este foarte importantă și gândirea pozitivă. Starea de sănătate este reflectată nu numai de funcționarea bună a organismului, ci și o stare de bine.
a persoanei respective. Și această stare de bine ține un pic și de echilibrul nostru psihic. Evident, depresia trebuie tratată. Este o afecțiune care trebuie tratată de către medicii psihiatri. Dar fenomenele depresive sunt uneori numai influențate de anumite evenimente și aici e bine să intervenim prin modificarea anumitor elemente din activitățile noastre cotidiene și să găsim mereu ceva plăcut în activitățile noastre. Referitor la asistența medicală primară, medicina de familie are două componente extrem de importante și anume medicina omului sănătos și îngrijirile de sănătate. Cum vedeți medicina omului sănătos? Este un aspect foarte important și plăcut al activității noastre. Facem la cabinetele medicilor de familie acele examene de bilanț. Adică pacientul, fără nicio problemă de sănătate, este examinat. Eventual, dacă se găsește ceva la această examinare, se fac investigații suplimentare, analize. Aceste examene de bilanț se fac periodic, începând cu bebelușii externați din maternitate. Deci primul examen de bilanț se face de către medicul de familie după externarea din maternitate, după aceea la o lună, după aceea la două luni și cu ocazia vaccinărilor la 4, la 6 luni și așa mai departe. Sunt anumite etape din viață când trebuie să facem. Este recomandabil la pacienții adulți să se facă măcar o dată la 2 ani, pacienții adulți tineri. Pe măsură ce trece timpul, e bine să facem mai des aceste controle periodice, la un an. Iar la pacienții cu afecțiuni cronice, aceștia sunt monitorizați și pacienții diabetici, hipertensivi, au un anumit ritm deja de controle periodice și de analize care se efectuează și de investigații de specialitate. Și atunci încercăm să prevenim odată îmbolnăvirea, deci aceasta este prevenția primară și în al doilea rând încercăm și să sperăm că și reușim în cele mai multe cazuri apariția complicațiilor, profilaxia secundară. Și există mai multe etape și terțiară și așa mai departe. Deci încercăm să păstrăm bun și sănătos ce avem și dacă organismul este afectat să încercăm să nu se complice situația. Asta este partea de profilaxie. Iar legat de partea de îngrijiri, aici e adevărat un punct mai sensibil. Noi avem și domicilii și o parte din acestea sunt efectuate la pacienții nedeplasabili. Și aici încă nu există un sistem foarte bine pus la punct de îngrijiri la domiciliu. Există, dar ar trebui să fie extins și să aibă acces mai mulți pacienți la acest sistem de îngrijiri la domiciliu. Noi încercăm să monitorizăm pacienții care sunt imobilizați. Conform legii, odată la 3 luni este decontată o consultație la domiciliu de partea casei de asigurări efectuată de medicul de familie, dar atât eu cât și colegii noștri ai mei mergem când este nevoie, pentru că de obicei oamenii ne cheamă atunci când într-adevăr trebuie să mergem și să supraveghem ce se întâmplă acolo, să facem consultația și să intervenim în măsura posibilităților la nivel de asistență medicală primară sau când este necesară internarea, să rezolvăm internarea. Care sunt problemele de actualitate pentru medicii de familie? Acum este sezonul vaccinărilor. Din punct de vedere medical, e acest sezon al infecțiilor de căi respiratorii. Urmează o campanie de vaccinare. Inclusiv trebuie să vaccinăm copiii care nu au vaccinarea completă împotriva rujolei. Va urma o campanie. Iar din punct de vedere administrativ, zi de zi este lupta cu sistemul informatic, lupta în ghilimele, pentru că de multe ori se pierde timp în detrimentul consultațiilor prin folosirea sistemului și accesarea sistemului informatic, care, din păcate, este uneori blocat. Și atunci nu mai putem face prescripții electronice decât offline, dar asta înseamnă un risc pentru medicul prescriptor, pentru că nu ai garanția că acea rețetă nu-ți va fi imputată, nu ni se validează biletele de trimitere către specialități și nu se validează consultațiile. Există un timp de 72 de ore în care pot fi făcute aceste validări în sistem, dar pe moment nu-ți poți asuma neapărat acea prescripție offline. Chiar dacă legea îți permite, la un moment dat aceste rețete pot fi imputate medicului prescriptor dacă nu sunt validate în sistem. Deci aceasta ar fi problema.
Nu contest... Da, sistemul informatizat totuși a adus o schimbare. Beneficiul, da. Benefica. Deci e foarte important să ai o bază de date cu toți pacienții, cu afecțiunile lor. Deci aspectul acesta îl susțin. Nu am nimic împotriva sistemului informatic, dar ideea e să și funcționeze. Azi, de exemplu, a funcționat și a fost foarte bine, s-au respectat toate programările, am putut face rețete. Sunt zile în care și pacienții știu și așteaptă și la noi, așteaptă și la farmacie să se valideze rețetele și o pierdere de timp, din păcate. Dar poate că în viitor se va perfecționa sistemul și atunci noi vom avea plăcerea de a lucra și a face numai parte medicală, mai puțin parte administrativă și acest timp pierdut să-l recuperăm și să fie în beneficiul pacientului. Vedeți o coerență și o stabilitate în acest sistem medical? Aici e un subiect foarte larg pe care nu trebuie chiar să-l abordăm. Chiar la sfârșitul emisiunii v-am adresat această întrebare. Orice sistem pe lumea asta este perfectibil. Idealul nu a fost atins, așa că eu cred că este suficient. Dar sunteți să spun. Optimistă. Eu, din fire, sunt o persoană optimistă. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați adus și vă mai aștept și la alte emisiuni să continuăm discuția. Sigur, cu mare plăcere. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și numele colegilor mei pentru atenția cu care ați urmărit și această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în reluare mâine, joi, la ora 9 și sâmbătă la ora 17. Noi ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate! Și colinde. Orașul pregătit de sărbătoare. Joi 8 decembrie ora 17:30, concert extraordinar susținut de corurile cultelor din Târgu Mureș și Ștefan Hrușcă. Haide în piața teatrului, acolo răsună colindele. Spectacol organizat de Primăria Târgu Mureș. Cel mai așteptat concert de Crăciun revine în data de 20 decembrie 2016 la Târgu Mureș, în sala mare a Palatului Culturii. Renumita orchestră Johann Strauss Ensemble din Viena va concerta în Târgu Mureș pentru a treia oară în organizarea agenției de publicitate Olcris SRL. Se spune că majoritatea dintre noi uităm. Uităm de unde am plecat, uităm de ulițele copilăriei noastre, de poveștile bunicilor cu care am crescut.